Israel-România pe 18 noiembrie. Meciul decisiv e la Prima TV. Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Livia Graur, bun găsit la Focus. Grav accident la Galați, două femei au ajuns la spital după ce un șofer le-a lovit pe trecerea de pietoni. Doi pompieri răniți grav în explozia de la Crevedia, ultimii care se mai aflau internați la un spital din străinătate au fost aduși aseară în România. Iar armata Israelului a intensificat bombardamentele aeriene și atacurile la sol în fâșia Gaza. De altfel, premierul Netanyahu a subliniat din nou că încetarea focului este exclusă. Dacă nu ajungi până la cer, te urci pe o macara. Așa s-a gândit cel mai probabil arhiepiscopul Tomisului Teodosie, care s-a folosit de o nacelă ridicată de macara ca să sfințească crucile de pe turla unei biserici. Cum a ajuns arhiepiscopul să se urce pe acoperișul lăcașului de cult, ne spune corespondentul nostru la Constanța, Viorel Matei. Viorel, bună ziua! Te ascultăm! Stau două variante pentru a face acest lucru. Ori să demonteze crucile și să le aducă pe pământ, acolo unde ar fi putut fi sfințite, ori să le lase unde erau și să se urce în altul ierarh cu macaraua la ele. În prima variantă ar fi fost costuri mari de demontare și întârzieri în slujbă. A doua variantă, lucrurile au mers pe repede înainte. Accident grav în această dimineață la Galați. Două femei au fost lovite pe o trecere de pietoni, chiar înainte să ajungă la serviciu. Șoferul a pierdut controlul și s-a răsturnat cu mașina. Galați, faleza Dunării, ora 8 dimineața. Un șofer de 26 de ani nu este atent și lovește două femei care traversau regulamentar. Victimele au primit ajutor medical la locul accidentului, apoi au ajuns la spitalul județean. O persoană de sex feminin de 48 de ani prezenta fracturi la nivel humerus, scapulă stângă și fracturi costale, ce a necesitat internare pe secția de ortopedie. Cealaltă victimă de 46 de ani, într-o stare mai bună, a prezentat contuzii la nivelul articulației pumnului și cotului stâng. Aceasta din urmă a dorit să plece la domiciliu. Polițiștii au făcut cercetarea la fața locului, iar tânărul șofer le-a explicat pas cu pas ce s-a întâmplat. Vizibil speriat, după ce s-a răsturnat cu mașina, a reușit să iasă singur din autoturism înainte să ajungă echipajele salvatorilor. Conducătorul auto a tras brusc de volan spre dreapta, însă a rovit parapetul de protecție aflat în sensul său de mers și s-a răsturnat pe carosabil. Șoferul nu mai are dreptul să conducă și este acum cercetat penal pentru vătămare corporală din culpă. Captură record de droguri, 10 kg de heroină și 4 de cocaină au fost găsite în bordul unei mașini. Procurorii DICOT au organizat un flagrant și i-au prins pe traficanți în vamă. Stupefiantele valorează aproape 900.000 de euro pe Piața Neagră. Șeful grupării, un albanez, șoferița, o femeie din Muntenegru și un român au fost arestați pentru 30 de zile. Un albanez ar fi format grupul infracțional în perioada mai-octombrie 2023. Procurorii DICOT aveau informații că în țară urmează să intre o cantitate mare de droguri. Au organizat un flagrant și au descoperit drogurile la vamă, într-o mașină. 10 kg de heroină și 4 de cocaină erau ascunse în bord. Vorbim despre o puritate la cele două tipuri de droguri, la această rețea de traficanți, o puritate care se ridică la peste 85%. Nu spun întâmplător lucrul ăsta, deoarece această cantitate, având în vedere puritatea, se amestecă cu adjuvanți și dintr-un kilogram se fac 3, deci mergem undeva aproape către 40 sau în jur de 40 de kilograme de droguri bune de vândut. Drogurile ar fi fost cumpărate de cetățeanul albanez. Mașina era condusă de o femeie din Muntenegru. Drogurile urmă să fie preluate în scopul comercializării de către un cetățean român care s-ar fi deplasat cu un scuter și ar fi realizat exportarea autoturismului.
Experții antidrog spun că traficanții care voiau să vândă drogurile în București și în Ilfov aveau un plan clar. Cocaina, în special în zona High Life și în zona cluburilor, pentru că vorbim despre un drog care costă în jur de 100 de euro gramul și heroina, de asemenea, un drog ceva mai ieftin, în jur de 50 de euro per gram. Mafia albaneză este cunoscută pentru traficul internațional de droguri. Dealerii găsesc mereu locuri inedite în care să-și ascundă marfa. Se fac anumite compartimente cunoscute cu denumirea de zule, în anumite părți componente, ca să nu bată la ochi. Am avut cazuri în zona schimbătorului de viteză, în roata de rezervă, în rezervor, chiar în aripi, în părți componente, am avut la baterie, în filtre. Deci, practic, oriunde exista posibilitatea unui spațiu care poate fi amenajat sub o formă sau alta. Cei trei au fost arestați preventiv pentru trafic de droguri de mare risc. Acțiunea a fost una de o importanță deosebită prin prisma faptului că destinatarii drogurilor ar fi fost membri unei rețele de traficanți de droguri de mare risc specializați în distribuția de heroină, ce și-ar fi desfășurat activitatea în municipiul București și în județul Ilfov. Una dintre aceste persoane implicate este un bărbat care ar fi alimentat piața ilegală de heroină și ar fi avut o metodă de distribuție deosebit de ermetică. Liderul grupării, bărbatul de origine albaneză, nu le este necunoscut autorităților române. În ianuarie el a fost trimis în judecată de DIICOT, tot pentru trafic de droguri de mare risc. Un bărbat a ajuns în stare gravă la spitalul din Călăraș, înjunghiat chiar de prietenul său. Acesta a fost reținut de polițiști, dar a fost eliberat ulterior din lipsa unor prove concludente. Victima este încă în spital și nu a putut fi audiată să povestească ce s-a întâmplat cu adevărat. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Cei doi bărbați sunt prieteni de o viață. La un moment dat, bărbatul de 68 de ani a cerut prietenului său să locuiască la el după ce se despărțise de soție. Serile trecute, bărbatul a mers acasă la fosta soție rănit. Speriată, femeia a sunat imediat la salvare. S-a intervenit chirurgical pentru hemopneumotorax stâng, adică plaga a fost penetrantă până la cavitatea pleurală, fără a pătrunde în plămânul stâng. S-a făcut hemostază, s-a drenat pneumotoraxul stâng, pacientul a coborât, a mers în terapie intensivă, de unde a coborât a doua zi, este stabil, echilibrat, în curând va fi externat din secția de chirurgie. Medicii de la spitalul din Călăraș au realizat că au de-a face cu o agresiune și au chemat imediat poliția. Soția bărbatului rănit spune că vinovatul este chiar la prietenul la care soțul ei locuia. S-a văzut pe camera, era poliția camera, a văzut că mânca gogoasa, când a plecat la el, el unde se mai presiona, minte de gheața apa, un om. M-a declarat Iorela acolo la spital că l-a omorât Tudorel Buiac. Asta zice că nu. Că l-a bătut, adică. Principalul suspect se apără și spune că victima nu a fost în acea seară la el acasă. Mi-a fost milă de el, că avea probleme cu altineva, să ei între ei ce-o fi avută, dar ei să vizita, să ducea cel mereu acolo. Am adormit cu televizorul găsit. Nu l-am văzut deloc pe el. N-am, dacă adică spuneți că n-a fost în casa dumneavoastră? Nu. Asta e camera unde locuță el, de 2 ani și ceva, nu mai... Am ținut cont așa. Asta e camera aici. Și el aici dormea, nu? Da, aici dormea. Polițiștii verifică imagine de pe camerele de supraveghere din zonă și fac cercetări. Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraș a fost sesizat cu privire la împrejurarea că un bătrân în vârstă de 68 de ani a ajuns la UPU prezentând o plagă înjunghiată în zona toracelui. În cauză s-a înregistrat un dosar penal în care procurorul efectuează cercetări pentru a se elucida împrejurările comiterii faptei. Starea victimei este gravă și nu poate fi încaudiată pentru a spune ce s-a întâmplat de fapt. Doi pompieri, ultimii pacienți ai exploziei de la Crevedia, duși pentru tratament într-o unitate sanitară din străinătate, au ajuns aseară la Timișoara. Ei au fost evaluați și internați în secția de marș arș a Casei Austria la Spitalul Județean din orașul de pe Bega. Care este starea lor de sănătate și cât timp vor mai rămâne în spital, aflăm de la corespondentul nostru la Timișoara, Ovidiu Vărădean.
Bun găsit, cei doi pompieri au fost preluați de la Spitalul de Mare Arș din Milano și aduși cu două ambulanțe, un echipaj smurd și o ambulanță SAJ, la Spitalul Județean din Timișoara. Unul dintre ei are arsuri pe 80% din suprafața corpului, în timp ce al doilea salvator militar are arsuri pe 30% din corp. Pe drumul care a durat peste 12 ore din Milano până la Timișoara nu au fost niciun fel de probleme. Odată ajunși, au fost evaluați și transferați în boxele sterile ale secției de Mare Arș de la Casa Austria. Medicii timișoreni spun că cei doi pacienți au o evoluție bună. Unul dintre pompieri ar putea fi externat la finalul acestei săptămâni, cel care a suferit mai puține răni, dar celălalt salvator militar va trebui să mai rămână în unitatea sanitară pentru tratament și recuperare. Vă reamintesc că la Timișoara a mai fost transferat la începutul lunii octombrie un cetățean nepalez și el victimă a exploziei de la Crevedia. Acesta a fost tratat în Germania, la Lübeck, și transferat în țară, iar în urmă cu două săptămâni a fost externat. În urma deflagrației, 12 persoane au fost duse în străinătate pentru tratament. Unul dintre pacienți a murit din cauza rănilor într-un spital din Germania. Atât deocamdată de aici. La revedere! Mulțumesc, Ovidiu. Casa Albă și-a primit oaspeții de Halloween. Gazde au fost chiar președintele Joe Biden și soția sa Jill. Mai multe imagini imediat la Focus. Israelul exclude o încetare a focului după atacul din 7 octombrie. Să oprim atacurile înseamnă să ne predăm Hamasului, a spus premierul israelian Benjamin Netanyahu. Armata Israelului a intensificat bombardamentele aeriene și atacurile la sol în fâșia Gaza. În timpul nopții, IDF a lovit 300 de ținte Hamas. În timp ce civilii din fâșia Gaza rămân fără provizii și fără locuri în care să se adăpostească, Hamas spune că ei nu sunt responsabilitatea grupării. Tunelurile construite sunt destinate protejării militanților și nu a civililor, de care trebuie să se îngrijească Națiunile Unite, a spus un lider Hamas. Între timp, Hamas a postat un al doilea clip video, de data aceasta cu trei femei ținute ostatice, care fac un apel disperat direct la premierul israelian Benjamin Netanyahu. Una dintre ele este Daniel, fiica lui Remus Aloni, cetățean româno-israelian. În înregistrarea prezentată de Hamas, femeile le cer autorităților de la Tel Aviv să accepte un schimb de prizonieri, ostaticii luați de teroriști contra palestinienilor din închisorile israeliene. Iar de la București, Ela Haimi, soția lui Tal, un israelian cu cetățenie română răpit de Hamas pe 7 octombrie, cere sprijinul autorităților române pentru eliberarea soțului ei. Femeia este însărcinată cu al patrulea copil. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Bibi Netanyahu, shalom. Anachnu nimtzaim bashevi, bashevi Hamas 23 yamim. În prima zi de război, toată familia unui român din Israel a fost răpită de teroriștii Hamas. Remus Aloni spune că cele două fiice ale sale, ginerele și cele trei nepoate, au fost târâți din casă către fâșia Gaza. Exact în timpul când s-au întâmplat astea, ne-a scris Sharon prin WhatsApp, acum auzim că au intrat teroriștii în kibbutz. Și după jumătate de oră, din nou ne scrie, acum auzim că teroriștii au intrat în casa vecinului nostru. Și după încă jumătate de oră, ne scrie că acum teroriștii au intrat în casă la ei. Ei erau în camera de siguranță. Remus numără fiecare secundă de când cei șase au fost târâți de Hamas în fâșia Gaza. Ne-au anunțat că toți șase au fost văzuți în viață când au fost luați în Gaza. Noi suntem în Iavne, la 80 de kilometri, nu putem să facem nimic și pur și simplu explodăm. Nu știm ce se întâmplă cu ei și cu noi. Am avut un moment de ușurare ca să știu că n-au murit și sunt răpiți. Ca să-ți dai seama cum am bucurat când mi-au spus că sunt răpiți. E ceva de necrezut. Ela este soția lui Tal Kaim, israelian cu cetățenie română. Nu mai știe nimic de el de pe 7 octombrie. Acum, printr-o vizită în țara noastră, încearcă să obțină ajutor pentru eliberarea lui. I hope and pray that with the support of the Romanian people and the Romanian government, we will get vital information about Tal, my beloved husband, father of three small kids
who is held hostage in Gaza. Ela își amintește cu groază de clipele fatidice când soțul ei a dispărut. That morning we were sleeping, we woke up, a lot of sirens. It was different than anything we knew for this day. My last information is when he left home at 6:45. Then I called him at 8:30. And then I never heard from him again. Aflat de la autorități că soțul ei a fost localizat în Gaza, nu știe însă ce îi se întâmplă sau dacă mai trăiește. Tal, be strong. We all love you. Miss you very much. And pray we will be soon together. My children, they are not okay. They know the truth, they know everything. They know that there is possibility that their father will never come back home. Autoritățile israeliene au anunțat că numărul ostaticilor Hamas a crescut la 239. Drumurile care urmează să fie modernizate s-au transformat într-un adevărat coșmar pentru câțiva locuitori din județul Suceava. Oamenii au observat de la o zi la alta cum constructorii ridică trotuarele cu mult peste nivelul proprietăților, astfel că nu mai pot ieși din curs cu mașinile. Se întâmplă în localitatea Stroiești din județul Suceava. Adrian Negru știe mai multe. Adi, bună ziua, te ascultăm! Bun găsit! Oamenii de aici sunt revoltați pentru că odată cu modernizarea drumului au rămas captivi în propriile gospodării. Pe unele locații de drum trotuarele au fost înălțate și cu un metru față de starea inițială, astfel că oamenii trebuie să găsească acum soluții să iasă din curți. Evident că dau vina pe constructorii, însă pare că nu se mai poate face nimic, deoarece proiectul a fost aprobat. Vorbim de reabilitarea drumului județean 209 de care traversează localitatea Stroiești și care face parte din lotul 2 al axei rutiere strategice Suceava-Iași, care leagă 4 localități și care se întinde pe aproximativ 30 de kilometri. Valoarea întregii lucrări depășește 85 de milioane de lei, bani pe care îi suportă Consiliul Județean Suceava. Această lucrare ar trebui să fie finalizată în cursul anului următor. Ce spun oamenii, autoritățile, dar și cum se rezolvă această problemă, aflați diseară în jurnalul Focus de la ora 18. Mulțumesc, Adi. Lucrările la podul Grand s-ar putea prelungi, la fel și coșmarul multor bucureșteni. Podul a intrat în renovare în urmă cu 2 săptămâni, iar de atunci constructorii au descoperit deja mai multe nereguli grave. Pentru a vedea în ce stadiu sunt și pentru a-i liniști pe oamenii nemulțumiți de felul în care se circulă, primarul capitalei Nicu Jordan a mers în inspecție. Primarul Nicu Jordan a luat-o la pas pe podul Grand și a verificat lucrările de pe pod la zona carosabilă, care ar trebui să fie gata până în luna martie. Reparațiile la structurile cu probleme vor lua mai mult timp decât s-a estimat, dar nu vor afecta circulația, de asigurări edilul capitalei. Vom recrea această suprafață suport, rebetonând și zona de tramvai și zona carosabilă, după care vom veni cu o hidroizolație continuă, de la axul podului până la grinda de parapet marginal. Vom reface grinda parapet, grinzile de la rosturile de dilatație. Astea sunt lucrurile care presupun intervenții pe structura de rezistență sus. Chiar dacă lucrările au început în urmă cu doar 2 săptămâni, deja au fost identificate probleme noi. Spre exemplu, una dintre grinzi este puternic afectată și trebuie reconsolidată, la fel ca pilonii de susținere ai podului, care la rândul lor trebuie reconsolidați. Nici hidroizolația nu a ținut atât de bine, motiv pentru care apa s-a infiltrat și a afectat structura podului și nu este exclus să apară și alte probleme. E o mică lucrare suplimentară de câteva zile, care înseamnă îndepărtarea și a acestei pelicule de 5 cm. Ce am spus, domnule? Martie am spus, nu? Da, s-a transmis termenul în martie. Acum, într-adevăr, vedeți și dumneavoastră că pot să apară probleme suplimentare. Momentan ne încadrăm în acest termen, dar depinde foarte mult și de condițiile meteo. Dar și de bani. Cum guvernul a dat o ordonanță de urgență pentru a bloca cheltuielile primăriilor, lucrările din lunile noiembrie și decembrie de la podul Grand se vor face, dar pe datorie. Nu o să putem să plătim conform ordonanței aceste lucrări în noiembrie și decembrie. Banii sunt în cont și toată lumea știe că suntem serioși și că putem să-i plătim imediat ce o să aprobăm bugetul pe anul viitor. În capitală sunt aproximativ 40 de poduri și pasaje, iar primăria a expertizat până acum 30. Dintre acestea, 3 au nevoie de lucrări urgente, obor, Lujerului și podul Băneasa, care s-ar putea transforma în șantiere anul viitor.
Piramida Muzeului Louvre a fost vandalizată de activiștii de mediu. Unul dintre manifestanți s-a urcat pe celebra construcție și a murdărit-o cu vopsea portocalie. La baza piramidei, alți membri ai grupării au aruncat baloane cu apă în încercarea de a le atrage atenția paznicilor din curtea muzeului. Imediat după incident, forțele de ordine au arestat 12 persoane. Organizația din care face parte protestatarul cere guvernului francez să renoveze și să adapteze toate locuințele la energie sustenabilă până în 2040. Președintele Joe Biden și soția sa Jill Biden au organizat o petrecere de Halloween la Casa Albă. Întreaga clădire a fost decorată cu dovleci, buchete de flori și lumini în care se reflectau personaje de Halloween. Îmbrăcați în costume specifice, cei mici s-au grăbit să-l cunoască pe președintele Statelor Unite și și-au deschis larg pungile pentru a primi cât mai multe cadouri. Raiul de la Fundeni sau Grădina cu Povești este un loc care a luat naștere special pentru copiii care au cancer. Zeci de copaci au fost plantați în memoria celor care au fost răpuși de această boală grea. Andreea, Tudor, Costel și Cristiana au pierdut această luptă și acum rudele lor au plantat câte un pom care le poartă numele. Așa a luat naștere această grădină în care se vor relaxa și se vor juca copiii bolnavi de la Fundeni. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. În curtea Institutului Funden nu exista până de curând niciun spațiu verde. Odată ce intri pe poarta spitalului, atmosfera devine greu de suportat. Acolo copiii și adulții bolnavi de cancer luptă să trăiască. Dușmanul lor le fură toată bucuria. Mulți dintre ei stau mai tot timpul închiși între patru pereți. Primesc zilnic un tratament agresiv care îi slăbește. Celor mici le sărăpită copilăria și speranța. Ei poate nu înțeleg prin ce trec, dar părinții suferă în fiecare minut și privesc uneori neputincioși cum copilul lor se stinge. Însă Asociația Pavel a adus acum speranța în curtea spitalului, chiar lângă secția de oncologie pediatrică. Oamenii cu suflet mare au creat Raiul de la Fundeni. Este un loc unde poți experimenta atât sunete cât și culori, mirosuri, miresme, pentru că această grădină are mai multe secțiuni, inclusiv grădina aromatică, unde sunt plantele aromatice, iar grădinile din interiorul ei sunt construite în așa fel încât să testeze cam toate simțurile, și vizual și olfactiv mai ales. Grădina cu povești este spațiul în care cei mici își pot recupera o parte din copilărie, se pot juca împreună și se pot bucura de aer curat între ședințele grele de tratament. Fondatoarea Asociației Pavel a gândit această grădină după ce a văzut desenele copiilor din secția de oncologie pediatrică. În picturile celor mici se regăseau cel mai des plante și flori. După mulți ani de muncă a luat naștere această grădină. Copacii plantați acolo au numele unor adulți și copii care acum privesc de sus. La rădăcina lor sunt îngropate obiectele lor. La fel s-a întâmplat și în cazul Cristianei Gâlceavă. Cristiana era o femeie care iubea enorm copiii din secția de oncologie pediatrică și gătea pentru ei în pandemie, chiar dacă ea însă își făcea chimioterapie. În memoria ei a fost plantată o magnolie, iar la rădăcină e îngropată cruciulița pe care o purta mereu la gât. Magnolia grandiflora are niște flori albe absolut superbe. Ea înflorește în luna iunie-iulie și florile durează câteva luni bune. Au un miros absolut senzațional, iar eu m-am gândit că cea mai potrivită floare în memoria Cristianei este magnolia, pentru că realmente are mirosul speranței. Și sunt convinsă că dacă oamenii vor închide ochii și vor mirosi magnoliile Cristianei, vor simți efectiv speranța cum le intră în suflet. Cumnata Danielei, Andreea, a murit în urmă cu 2 ani de cancer pancreatic. A fost diagnosticată la 54 de ani și la scurt timp după ce a împlinit 55, s-a stins. A fost un om extraordinar, foarte săritoare, foarte amuzantă, ajuta pe oricine, te puteai baza pe ea oricând. Și vestea că ea are o boală care o va face să dispară în scurt timp a fost foarte greu de înghițit. Dar a fost foarte luptătoare. S-a făcut tot ce s-a putut, numai că, din păcate,
Ea nu mai este printre noi. Chiar dacă boala a fost extrem de dură cu ea, Andreea nu a lăsat-o niciodată să-i fure pofta de viață. Dacă vorbeai cu ea la telefon, era atât de tonică și nu știai din vocea ei că e un om bolnav. Tot timpul te încuraja ea pe tine. Asta, așa spuneam permanent, o să fie totul bine. Și mă rog, poate că acum pentru ea e mai bine. Andreea trăiește acum prin salcia care a fost plantată în memoria ei în curtea spitalului Fundeni. E un copac care e foarte rezistent. Ai impresia uneori că vântul o pune la pământ, dar nu. Se ridică întotdeauna și rezistă în toate condițiile, așa cum a fost și ea. La scurt timp după moartea Andreei, Daniela l-a pierdut și pe tatăl ei. Tot cancerul i-l-a răpit. Își aduce aminte de el mereu cu zâmbetul pe buze. Avem un copac la fel în curtea noastră și e și foarte decorativ. Și acum, tatăl meu era o persoană foarte, foarte veselă, foarte vorbăreață, așa, mă rog, poate unii coleric ar zice, dar nu neapărat. Deci o persoană pe care nu treceai cu vederea și atunci acest copac roșu e un copac pe care nu poți să treci pe lângă el fără să-l remarci. Daniela spune că atunci când merge în grădina cu povești, parcă îi aude. Același sentiment îl au și rudele celorlalți oameni care au murit din cauza cancerului. Tudor Valentino avea doar 19 ani și era jucător de tenis. Din păcate, în urmă cu 2 ani s-a stins după ce o boală mult prea grea a fost mai puternică decât el. Părinții au plantat în memoria lui acest brad, iar la rădăcină i-au îngropat ceasul pe care scria "Vom visa împreună". Copiii din secția de oncologie stau foarte mult timp închiși într-un salon. Tratamentul poate să dureze și o săptămână, timp în care nu au voie să iasă afară. Au probleme de imunitate și, din păcate, sunt obligați să stea mereu în același salon. Doar că odată la ceva timp vine și rândul lor să iasă afară, să alerge. Acum au și unde? În grădina cu povești. Este important pentru acești copii să aibă în pauzele dintre tratamente un loc unde să se poată recrea, un loc unde să își poată reîmprospăta puțin forțele, un loc unde să se joace împreună. Acest loc îi ajută foarte mult pe partea psihică, spun medicii. Statusul psihologic al copiilor este unul dintre factorii cei mai importanți în succesul terapeutic. Aș zice chiar 30-40% din rezultatul unei vindecări provine tocmai dintr-un tonus psihic foarte bun. Din păcate, în România, anual, peste 400 de copii află că au cancer. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar nu plecați, revenim imediat. Potrivit unui proiect al Ministerului Educației, cei 240.000 de profesori care predau în România vor fi obligați să completeze o declarație de interese, în care își asumă pe proprie răspundere că nu fac meditații cu elevii de la clasele unde predau. Declarația de interese surprinde norma didactică, materiile predate și activitățile de pregătire cu elevii, adică meditațiile sau diferitele proiecte desfășurate cu ei. Proiectul a stârnit numeroase controverse în rândul profesorilor, dar vă propun să aflăm dacă este o inițiativă corectă și mai ales cum va fi ea folosită. Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar, este invitatul meu de la această oră și îi spun bună ziua și mulțumesc pentru prezență. Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație. Profesorii spun că această declarație de interese excede legea intrată în vigoare pe 2 septembrie. Vi se pare că este o inițiativă corectă? Depinde care parte a paharului o privim, pentru că avem o parte goală și o parte plină. O parte goală în sensul în care, într-adevăr, și eu dacă aș fi fost profesor, nu m-aș simți confortabil să dau o astfel de declarație, pentru că este dreptul profesorilor să facă meditație, dar dacă merg în cealaltă parte, avem un cod de etică care a intrat în vigoare din 2017, care este un act subsecvent la Legea Educației Naționale din acel moment, prin care, într-adevăr, exista obligativitatea ca profesorul să nu facă meditație cu elevul de la clasă. Acest lucru l-am obținut noi ca federație în 2017, după vreo 2 ani sau 3 ani de zile de discuții intense cu Ministerul Educației. Acum, haideți să facem o analiză completă, astfel încât să vedem dacă profesorii pot fi nemulțumiți sau dacă sunt, până unde poate să meargă această nemulțumire. Cu certitudine că este un drept, și aici mă refer la profesor, mă refer și la elev, să facă meditație. Pentru că, cel puțin, sistemul actual educațional nu ți asigură un nivel de pregătire
peste mediu, dacă mă refer la admiterea la facultățile din top 5 sau în top 10, acolo unde trebuie să faci chiar performanță ca să poți să intri, și nici nu ți asigură, în funcție de zonă, dacă vorbim de rural, nici nu ți asigură de cele mai multe ori nici măcar siguranța că vei trece de cele două examene naționale, fie că vorbim de evaluare națională, fie că vorbim de bacalaureat. Doar că sunt foarte multe situații în care profesorii constrâng familiile să vină la meditații. Și aici nu este deloc în regulă. Deci înțeleg dreptul profesorului de a face meditație în afara orilor de curs. Este un drept pe care nu poate să-l conteste nimeni. Dar nu sunt de acord și nu sunt puține situații în care profesorii predau la clasă astfel încât să oblige sub o formă sau alta familia să vină la meditație. Nu voi spune nu acolo unde într-adevăr profesorul își dorește să facă performanță cu acel elev. Elev care poate să provină dintr-o clasă de top, de la un liceu de top și are cea mai bună încadrare. Și mie mi se pare un pic absurd ca un profesor care poate să fie, eu știu, la nivel de județ, în top 3 sau în top 5, sau dacă vorbim de municipiul București, și să-l ai la clasă și vrei să faci performanță, fie că vorbim de olimpiadă, fie că vorbim de pregătire pentru facultate, să nu ai acces la acel profesor. Și acolo nu e nicio problemă, acolo nu vorbim de costuri. Dar pe partea cealaltă, linia aceasta este extrem de fină. Cum vom face exact, diferențierea? Asta vă spun și eu. De asemenea, mai sunt profesori care vin la clasă și nu-și fac datoria, în sensul în care ori în clasa 5-a, de exemplu, când vin în ciclu primar, în gimnazial, îți dă un test inițial cum procedează toți profesorii și este corect, că trebuie să știi de unde pleci cu nivelul de pregătire al acestor elevi. Testul poate să fie de dificultate peste medie, astfel încât majoritatea elevilor să treacă de la calificativele de foarte bine la 4-5 atunci să trece la notare la gimnaziu. Și bineînțeles că familia se sperie, se duce la profesor și spune: vai de mine ce se întâmplă, copilul meu care a luat foarte bine pe bandă rulantă la primar acum are 4 la dumneavoastră în test. Și profesorul, bineînțeles că îi spune elegant, nu este nicio problemă, putem să facem meditații și atunci lucrurile se vor regla. Ceea ce este tot un fel de constrângere. De aceea Ministerul Educației a dorit să vină cu această declarație, astfel încât să se asigure că, într-adevăr, nu mai vorbim de constrângeri. Dar, repet și întăresc ceea ce vă spun acum, nu avem nimic de a face cu acei, sau nu ne putem împotrivi profesorilor care își doresc să facă performanță și familiilor cu profesorii de la clasă, sau în situații, într-adevăr, puține, dar sunt și astfel de situații, cu acei profesori care fac meditație fără bani, pentru că fie acel copil provine într-un mediu defavorizat și într-adevăr este un copil bun, autodidact și vrea să facă performanță, sau fie că se ia cătă după noua legislație, își dorește să facă meditație cu acel elev, dar îl interzice, cadrul legal îl interzice. Și atunci poate să facă gratuit într-o grupă de 5, 6, 7 elevi, probabil că își poate permite cu 1, 2 elevi să facă gratuit de la clasă, astfel încât să continue lecția și este mult mai ușor să faci cu același profesor care îți predă în faza inițială și pe urmă să continui și te duci spre performanță. Profesorii ar trebui să scrie în această declarație și numele elevului cu care face meditații și școala de unde provine acesta. Este aceasta o încălcare a protecției datelor personale ale elevului? Cred că doar despre școală este vorba. Nu am văzut, dacă mi-a scăpat mea culpa, nu cred că am văzut că trebuie să scrie numele elevului, ci trebuie să scrie cu câți elevi de la aceeași școală, din aceeași școală sau de la altă școală, pentru că sunt profesori care au mai multe școli, au norma în mai multe școli, în două sau în trei școli, și atunci nu este o problemă. Dar, repet, nu cred că vom avea succes nici cu acest document, pentru că avem cod de etică care este călcat în picioare și la fel. Acolo erau și sancțiuni, într-adevăr, nu în codul de etică, nu s-a dorit trecerea acestor sancțiuni în codul de etică, ci în legislație. Cum nici acum nu se întâmplă nimic cu elevii care cumpără băuturi, care sunt minori de la magazine, cum elevii care sunt minori și cumpără țigări, cu elevii care sunt minori și intră cu substanțe interese în școală. La noi problema nu o reprezintă legislația și nu această cârtie, ci modul în care trebuie să ne facem fiecare datoria, să fim responsabili și să respectăm legea. Aici este problema cu sistemul educațional românesc. Nu vom avea niciodată o lege care să spune: domne, pe baza legii vom avea un sistem educațional senzațional. Nu! Pentru că noi, oamenii, resursa umană, familie și profesori, suntem cei care trebuie să facem această lege să devină bună, în sensul în care trebuie să ne respectăm fișa postului, în sensul în care noi, părinții, trebuie să responsabilizăm copiii când se vor duce la școală, să-și respecte profesorii, colegii, să învețe. De noi depinde totul și nu de o simplă declarație care poate să fie ca și multe alte proiecte sau legi care sunt făcute și care sunt ținute acolo în sertar și nu sunt puse în aplicare. Și apropo de lege, ce s-a mai întâmplat cu testarea antidrog din școli? Au ajuns acele accepturi? Nu, din câte știu și nici eu nu înțeleg de ce, au plecat doar testele pentru elevi, sondajul pentru elevi, pentru părinți încă nu. Înțeleg că după această perioadă
de vacanță și eu sunt curios să văd cum va ieși acest sondaj. Știți că și aici au fost discuții pro și contra. Noi am venit cu două amendamente care, din păcate, nu au fost luate în seamă, dar sprijinim un astfel de sondaj în sensul în care vrem să știm părerea părinților. Și este foarte bine că au inițiat un astfel de demers. Rămâne de văzut dacă, într-adevăr, își atinge scopul așa cum a fost făcut el. Pentru că noi ne-am arătat nemulțumirea la modul în care a fost conceput. Nu e făcut, noi nu avem specialiști în cadrul federației, este făcut de către specialiști. Acum rămâne de văzut dacă, într-adevăr, își atinge scopul. Revenind la meditații, cum am putea să stopăm cutuma meditațiilor nefiscalizate? Mai ales că un studiu din 2021 realizat de Societatea Academică din România arăta că unul din trei elevi din România face meditații cel puțin la o materie. Pe mine mai puțin mă interesează de fiscalizare. Aici sunt instituții ale statului care trebuie să vină să controleze. Nu asta mă interesează. Pe mine mă interesează ca elevul să nu fie constrâns, familia să nu fie constrânsă. Și dacă acest lucru se întâmplă, eu sunt mulțumit. Mai departe sunt celelalte instituții care trebuie să verifice. Nu este treaba mea, nu este problema mea și bineînțeles că și aici putem să facem multe discuții. Ia uite că s-au îndreptat acum către profesori. Ei au devenit peste noapte mari evazioniști și de fapt nu-i vedem pe cei care sunt evazioniștii cu foarte multe zerouri în coadă. Dar până la urmă, dacă vrem să trăim într-o societate de drept și în care să progresăm, fiecare dintre noi trebuie să respecte legea chiar și acolo unde nu ne convine. Din păcate sau din fericire, depinde cum ne poziționăm față de un articol din lege. Pentru că tot ne-ați vorbit de constrângere, ce ar putea, ce pârghii ar avea o familie al cărui copil este constrâns, da? Să-l reclame pe profesor. Cum ar putea să ia atitudine astfel ca asemenea cazuri să nu se mai întâmple? Vor fi foarte puține cazuri de părinți care vor avea acest curaj. Pentru că avem experiența ședințelor acolo unde, într-adevăr, mulți dintre părinți, și o spun cu părere de rău, nu vreau să fiu, eu știu, să fiu arătat în acest discurs pe care l-am cu dumneavoastră, sunt foarte mulți părinți care se vor opune celor care vor avea acest curaj. Știți foarte bine că să mergem la ședințele cu părinții, în general să discută lucruri care țin de finanțare, care țin de fondul clasei, care țin de modul în care dorește o doamnă învățătoare sau profesoară să organizeze. Dar acolo unde într-adevăr sunt probleme reale, părinții au probleme în a-și expune punctul de vedere. Și dacă sunt părinții dintr-o clasă care fac acest lucru, cu certitudine că vor obține foarte mult hate de la ceilalți. Sunt părinți care pur și simplu au fost scoși din acele grupuri de WhatsApp, ceea ce este inadmisibil din punctul meu de vedere. Un părinte care reprezintă pe clasă trebuie să vină în sprijinul tuturor părinților și să spună și lucrurilor care nu sunt plăcute de către profesori. Bineînțeles, într-un mod constructiv. Nu zice nimeni că trebuie să intrăm într-un război cu profesorii. Departe gândul de așa ceva. Doar că dacă vrem să reglăm acele deficiențe, cu certitudine trebuie să plecăm și de la efect, astfel încât să rezolvăm problema cauzei. Dacă ne vom ascunde și vom avea temeri în acest punct de vedere, nu vom rezolva. Și vă spun cu certitudine că vor fi foarte puțini părinți care vor avea curajul să spună că fac meditații pentru că sunt constrânși sau fac meditații pentru că vor să-și cumpere nota și liniștea de la clasă. Cu siguranță nu vor avea curajul să o spună în fața celorlalți părinți, în fața profesorilor acuzați, dar nu există nicio altă metodă la director, la inspectoratul școlar, cumva. Ba da, directorul ar trebui să acționeze pentru că este managerul unității de învățământ, dar există această unitate de brează. Cine nu spune că directorul nu face și el meditații la rândul lui? Aici trebuie să intervină încă o dată. Trebuie făcut o diferență între cei care într-adevăr constrâng și cei care vin și își fac datoria, chiar o fac cu pasiune la școală și merit aplaudat de către noi toți ceilalți părinți. Aici trebuie, e ca în orice domeniu, nu există pădure fără uscături, din păcate avem și aici probleme cu unii dintre profesori, cu uscături avem și în rândul părinților. Nu vreau să fiu absurd, poate unii dintre ei exagerează, poate unii dintre ei nu-și responsabilizează copiii, poate mulți se duc la școală și nu încearcă să aibă un dialog, ci pur și simplu vor să se opună la tot ceea ce spune profesorul. Sunt situații și situații, de aceea există un manager, un director care teoretic ar trebui să știe să le rezolve, dar există această unitate de breazlă și știți foarte bine că este greu să învingi sistemul din acest punct de vedere. Avem precedente de profesori care și-au constrâns elevii pentru a face meditații? Până unde pot merge sancțiunile?
Foarte multe și eu vă spun doar din simplu de mesaje. Nu mi-am permis și nu aveam calitatea să mă duc în școala respectivă să spun așa ceva, pentru că în momentul când primesc un mesaj și îmi reclamă acest lucru, îi întreb dacă vor să facă acest mesaj cunoscut la nivelul Ministerului sau la nivelul inspectoratelor, pentru că avem o comunicare și cu inspectoratele și primul lucru pe care îl fac, spun, vă rog, eu nu vreau să am probleme, eu doar am spus dumneavoastră, pe bun, mi-a spus mie, dar cum vreți să vă rezolv? Și atunci sunt obligat să sun la școală și fără să dau nume, și aici nu vorbesc de numele unui părinte într-o formațiune de studiu, doar să-i spun, domnule director, aveți grijă că aveți profesori care constrâng, aveți profesori care primesc în continuare carduri cadou sau dau comandă atunci când sunt zilele de naștere ce să primească. Nu este deloc normal, numai că nu mă ajută nici pe director, tot mai bine găsește instrumentul prin care să spună pe domnul Cristache, aveți o abordare generală, nu vă supărați, unde să știu eu că dumneavoastră nu aveți ceva cu școala noastră. Am avut o situație, cred că acum 4 ani de zile eram în minister cu un colegiu renumit în Craiova, în care chiar unul dintre profesori unde duse acest mesaj că unii dintre profesori primeau carduri cadou, pentru că era scandalul ăsta cu fondul clasei și cu aceste cadouri, și stăteau carduri cadou de supermarketuri sau hipermarketuri. Și am făcut o postare, într-adevăr, am făcut referire și la acel colegiu și directorul m-a sunat foarte revoltat că mi-am permis să stric imaginea colegiului și mi-a zis, domnule, îmi pare rău, dar vedeți că aveți în curtea dumneavoastră profesori care spun acest lucru. Și am arătat, într-adevăr, un print screen, s-a lămurit, a tăcut în gură, n-a mai zis nimic, nu și-a cerut scuze cum ar fi trebuit să-și ară de altfel, dar sunt situații de... Mie mi-e greu să cred că un director nu cunoaște o astfel de problemă într-o unitate de învățământ. Doar că pur și simplu trage o cortină și face că nu vrea să se face că nu vrea să audă, sau că în rest nu ai cum, într-o școală unde sunt 800 de copii, 1600 de părinți care vin la ședință, unde sunt nemulțumiri, unde pe grupul respectiv, pe grupurile de WhatsApp se discută tot felul de probleme, nu ai cum să nu știi că într-o școală sunt probleme de ordin major. Bun, directorul trage cortina, dar Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar, toată lumea trage cortina? Inspectoratul Școlar, uitați-vă ce părțin cu bursele, stimată doamnă. Deci de 4 luni de zile, de 5 luni de zile nu primesc, sunt școli care n-au dat de 7 luni de zile burse în condițiile în care, atenție, banii sunt deja dați de la centru. Deci nu vorbim de acele burse care sunt date de consiliile locale și putem spune că nu-și permit în momentul ăsta și pot exista întârzieri. Deci am sute de mesaje anul ăsta care le-am dat secretarilor de stat, prin care am atras atenția că, într-adevăr, nu s-au dat bursele de 5-6 luni de zile, deși nu ai voie, ordinul de ministru interzice, ar trebui să existe plângeri penale pe această cale. Inclusiv astăzi am primit, după, și vă spun sincer că în ultimele 30-40 de zile, cred că am dat 2-3 telefoane la Inspectoratul Neamț, că dau și numele, la Onicen, dacă am reținut bine, sau Onicești, cred că Onicen, din aprilie copiii nu au luat banii. Deci sunt de 4 luni de zile, de 5 luni de zile banii care nu sunt luați. Am spus și la minister, am spus și la inspectorat, degeaba. Până la urmă, fiecare, dacă știe că nu va fi sancționat, face ceea ce vrea. Fie că e o situație extrem de alarmantă pe care ne-ați semnalat-o, domnule Cristache. Vă mulțumesc pentru prezență și vom relua această discuție. Eu vă mulțumesc. La revedere. Messi a cucerit pentru a 8-a oară balonul de aur. Haaland s-a clasat pe locul 2, dar s-a ales și el cu un trofeu. Detalii aflați la Focus Sport după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi. Dacă nu ajungi până la cer, te urci pe o macara. Așa s-a gândit probabil arhiepiscopul Tomisului Teodosie, care s-a folosit de o nacelă ridicată de macara ca să sfințească crucile de pe turla unei biserici. Cum a ajuns arhiepiscopul să se urce pe acoperișul lăcașului de cult, ne spune corespondentul nostru la Constanța, Viorel Matei. Viorel, bună ziua! Te ascultăm! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit tuturor! S-a întâmplat la biserica din Agigea, biserică mai veche, dar care recent a fost consolidată și renovată. Iar ca să fie resfințită și să-i sfințească mai ales crucile de pe acoperiș, arhiepiscopul Teodosie a folosit o macara dotată cu nacelă. S-a ridicat acolo ca să ajungă la clopotniță, la turlă și la crucile de acolo. Purtătorul de cuvânt al arhiepiscopiei a precizat că existau două variante. 1. Acele cruci să fi fost demontate, readuse pe sol și slujba de sfințire a lor să se întâmple la nivelul solului. Sau a doua variantă, arhiepiscopul Teodosie să fie urcat cu nacela la nivelul acelor cruci și sfințirea, stropirea cu aghiazmă să fie făcută acolo. Dacă le-ar fi demontat și le-ar fi adus pe sol, asta ar fi presupus costuri mari și întârzieri în această slujbă. Așa că, înaltul ierarh a preferat calea mai scurtă.
a adus o macara dotată cu o nacelă, s-a urcat acolo și nacela l-a ridicat la nivelul crucilor pe care le-a și sfințit. Arhiepiscopia a mai precizat într-un comunicat de presă oficial că au fost luate toate măsurile astfel încât să nu se întâmple un incident sau un accident legat de protecția muncii. Atât deocamdată de aici. La revedere! Mulțumesc, Viorel. Accident grav în această dimineață la Galați. Două femei au fost lovite pe o trecere de pietoni chiar înainte să ajungă la serviciu. Șoferul a pierdut controlul și s-a răsturnat cu mașina. Galați, faleza Dunării, ora 8 dimineața. Un șofer de 26 de ani nu este atent și lovește două femei care traversau regulamentar. Victimele au primit ajutor medical la locul accidentului, apoi au ajuns la spitalul județean. O persoană de sex feminin de 48 de ani prezenta fracturi la nivel humerus, scapulă stângă și fracturi costale, ce a necesitat internare pe secția de ortopedie. Cealaltă victimă de 46 de ani, într-o stare mai bună, a prezentat contuzii la nivelul articulației pumnului și cotului stâng. Aceasta din urmă a dorit să plece la domiciliu. Polițiștii au făcut cercetarea la fața locului, iar tânărul șofer le-a explicat pas cu pas ce s-a întâmplat. Vizibil speriat, după ce s-a răsturnat cu mașina, a reușit să iasă singur din autoturism înainte să ajungă echipajele salvatorilor. Conducătorul auto a tras brusc de volan spre dreapta, însă a rovit parapetul de protecție aflat în sensul său de mers și s-a răsturnat pe carosabil. Șoferul nu mai are dreptul să conducă și este acum cercetat penal pentru vătămare corporală din culpă. Un bărbat a ajuns în stare gravă la spitalul din Călăraș, înjunghiat chiar de prietenul său. Acesta a fost reținut de polițiști, dar a fost eliberat ulterior din lipsa unor probe concludente. Victima este încă în spital și nu a putut fi audiată pentru a povesti ce s-a întâmplat cu adevărat. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Cei doi bărbați sunt prieteni de o viață. La un moment dat, bătrânul de 68 de ani a cerut prietenului său să locuiască la el după ce se despărțise de soție. Zilele trecute, bărbatul a mers acasă la fosta soție rănit. Speriată, femeia a sunat imediat la salvare. S-a intervenit chirurgical pentru hemopneumotorax stâng, adică plaga a fost penetrantă până la cavitatea pleurală, fără a pătrunde în plămânul stâng. S-a făcut hemostază, s-a drenat pneumotoraxul stâng, pacientul a coborât, a mers în terapie intensivă, de unde a coborât a doua zi, este stabil, echilibrat, în curând va fi externat din secția de chirurgie. Medicii de la spitalul din Călăraș au realizat că au de-a face cu agresiune și au chemat imediat poliția. Soția bătrânului rănit spune că vinovatul este chiar la prietenul la care soțul ei locuia. S-a văzut pe camere, a luat poliția camera, a văzut când mânca gogoasa, când a plecat la el, el nu se mai presiona. Minte de gheața apa, un om. M-a declarat Viorel acolo la spital că l-a omorât. Asta zice că nu... Principalul suspect se apără și spune că victima nu a fost în acea seară la el acasă. Mi-a fost milă de el că avea probleme cu nevastă, să ei între ei ce-o fi avută, dar ei să vizita, să ceași acolo. Am adormit cu televizorul găsit. Nu l-am văzut deloc pe el. N-am, dacă adică spuneți că n-a fost în casa dumneavoastră? Nu. Asta e camera unde locuiesc de 2 ani și chiar mai am ținut cont așa. Asta e camera. Și aici? Da, aici dorme. Polițiștii verifică imaginele de pe camerele supraveghere din și fac cercetări. Parchetul de pe lângă tribunalul Călăraș a fost sesizat cu privire la împrejurarea că un bătrân în vârstă de 68 de ani a ajuns la UPU prezentând o plagă înjunghiată în zona toracelui. În cauză s-a înregistrat un dosar penal în care procurorul efectuează cercetări pentru a se elucida împrejurările comiterii faptei. Starea victimei este gravă și nu poate fi încaudiată pentru a spune ce s-a întâmplat de fapt. Poliția din Paris a deschis astăzi focul în stația de metro Bibliothèque François Mitterrand și a rănit grav o femeie care purta baia și striga Allahu Akbar. Potrivit martorilor, femeia se afla în vagonul unui tren când a amenințat că are o bombă pe care o va detona. Trenul a fost oprit în stație, iar victima a refuzat să se supună cererilor poliției, iar oamenii de ordine au deschis focul. Atacatoarea s-a dus la spital.
spital la terapie intensivă, iar medicii spun că starea este rezervată. După atac, forțele de ordine nu au găsit nicio bombă asupra femeii. Grav accident aviatic în această dimineață în aeroportul din Cluj-Napoca. 25 persoane au murit, iar 40 au fost rănite. Din fericire, este doar un scenariu. ISU și conducerea aeroportului au simulat un scenariu pentru a vedea viteza de reacție a salvatorilor în cazul în care se produce o asemenea tragedie. Peste 800 de oameni au participat la exercițiul de antrenament de la aeroportul din Cluj-Napoca. Cei de la ISU, ajutați de angajații aeroportului, au exersat acțiuni complexe de căutare și salvare. Prin această simulare s-a urmărit în primul rând care este viteza de reacție a salvatorilor în cazul producerii unui accident în aeroport. Sunt foarte utile. În urmă cu 2 ani, 15 octombrie 2021, la aterizare, o aeronavă Boeing a companiei Fly Egypt a luat foc datorită faptului că s-au spart cauciucul la trenul principal de aterizare. Datorită frecării cu pista s-a declanșat focul. Erau 3 tone de combustibil, 100 de pasageri. Pompierii noștri au ajuns în mai puțin de 3 minute și au reușit să stingă focul. Aeroporturile care au zboruri internaționale sunt obligate să facă un astfel de exercițiu din 2 în 2 ani. Principalul lucru care am vrut să-l verificăm și să îl punem la punct, dacă nu este cazul, este deplasarea de la unitate de la noi, de la subunitățile noastre din Cluj și până la aeroport și să vedem timpul de răspuns. Din fericire, astăzi a fost un timp de răspuns bun, chiar foarte bun. Autospecialele de la ISU Cluj și cele de la Serviciul de Ambulanță Județean au ajuns la locul presupusului dezastru aviatic în 10 minute de la declanșarea alarmei. Am intervenit pentru stingerea unui incendiu la o aeronavă care a aterizat forțat. Am intervenit cu 13 autospeciale, 2 echipaje de la SAJ, 2 echipaje de la DEI, un elicopter SMURD și un elicopter de la Câmpia Turzii. În momentul de față au fost evacuate victimele către PMA. Sunt 27 de victime pe mai multe coduri de culori, roșu, galben, verde și negru. Răniții au fost scoși din avion și s-a făcut o triere a lor în funcție de starea de sănătate. Triajul se face de către primul echipaj care ajunge la locul intervenției. Există niște parametri care trebuie evaluați pentru a codifica victimele. Se pun brățări pe mâinile victimelor, după care sunt scoși și aduși în acel loc pe care noastră l-ați văzut cu stegulețe. Acela se numește punctul de regrupare al victimelor. Scopul final al exercițiului a fost să se verifice coordonarea intervenției dintre instituțiile care pun în aplicare planul de acțiune pentru situații de urgență. Doi pompieri, ultimii pacienți ai exploziei de la Crevedia, duși pentru tratament într-o unitate sanitară din străinătate, au ajuns aseară la Timișoara. Ei au fost evaluați și internați în secția de mari arși a Casei Austria, la Spitalul Județean din orașul de pe Bega. Care este starea lor de sănătate și cât timp vor mai rămâne în spital, aflăm de la corespondentul nostru la Timișoara, Ovidiu Vărădean. Bun găsit, cei doi pompieri au fost preluați de la Spitalul de Mare Arș din Milano și aduși cu 2 ambulanțe, un echipaj SMURD și o ambulanță SAJ, la Spitalul Județean din Timișoara. Unul dintre ei are arsuri pe 80% din suprafața corpului, în timp ce al doilea, salvator militar, are arsuri pe 30% din corp. Pe drumul care a durat peste 12 ore din Milano până la Timișoara nu au fost niciun fel de probleme. Odată ajunși, au fost evaluați și transferați în boxele sterile ale secției de mari arși de la Casa Austria. Medicii timișoreni spun că cei doi pacienți au o evoluție bună. Unul dintre pompieri ar putea fi externat la finalul acestei săptămâni, cel care a suferit mai puține răni, dar celălalt, salvator militar, va trebui să mai rămână în unitatea sanitară pentru tratament și recuperare. Vă reamintesc că la Timișoara a mai fost transferat la începutul lunii octombrie un cetățean nepalez, și el victimă a exploziei de la Crevedia. Acesta a fost tratat în Germania, la Lübeck, și transferat în țară, iar în urmă cu 2 săptămâni a fost externat. În urma deflagrației, 12 persoane au fost duse în străinătate pentru tratament. Unul dintre pacienți a murit din cauza rănilor într-un spital din Germania. Atât deocamdată de aici. La revedere!
Mulțumesc, Ovidiu. Lucrările la podul Grand s-ar putea prelungi, la fel și coșmarul multor bucureșteni. Podul a intrat în renovare în urmă cu doar 2 săptămâni, iar de atunci constructorii au descoperit deja mai multe nereguli grave. Pentru a vedea în ce stadiu sunt și pentru a-i liniști pe oamenii nemulțumiți de felul în care se circulă, primarul capitalei, Nicu Șordan, a mers în inspecție. Primarul Nicu Șordan a luat-o la pas pe podul Grand și a verificat lucrările de pe pod la zona carosabilă, care ar trebui să fie gata până în luna martie. Reparațiile la structurile cu probleme vor lua mai mult timp decât s-a estimat, dar nu vor afecta circulația, de asigurări edilul capitalei. Vom recrea această suprafață suport, rebetonând și zona de tramvai și zona carosabilă, după care vom veni cu o hidroizolație continuă, de la axul podului până la grinda de parapet marginală. Vom reface grinda parapet, grinzile de la rostul de hidratație. Astea sunt lucrurile care presupun intervenții pe structura de rezistență sus. Chiar dacă lucrările au început în urmă cu doar 2 săptămâni, deja au fost identificate probleme noi. Spre exemplu, una dintre grinzi este puternic afectată și trebuie reconsolidată, la fel ca pilonii de susținere ai podului, care la rândul lor trebuie reconsolidați. Nici hidroizolația nu a ținut atât de bine, motiv pentru care apa s-a infiltrat și a afectat structura podului și nu este exclus să apară și alte probleme. E o mică lucrare suplimentară de câteva zile care înseamnă îndepărtarea și a acestei pelicule de 5 cm. Ce am spus, domnule? Martie am spus, nu? Da, da. S-a transmis termenul martie. Acum, într-adevăr, vedeți și dumneavoastră că pot să apară probleme suplimentare. Momentan ne încadrăm în acest termen, dar depinde foarte mult și de condițiile meteo. Dar și de bani. Cum guvernul a dat o ordonanță de urgență pentru a bloca cheltuielile primăriilor, lucrările din lunile noiembrie și decembrie de la podul Grand se vor face, dar pe datorie. Nu o să putem să plătim conform ordonanței aceste lucrări în noiembrie și decembrie. Banii sunt în cont și toată lumea știe că suntem serioși și că putem să-i plătim imediat ce o să aprobăm bugetul pe anul viitor. În capitală sunt aproximativ 40 de poduri și pasaje, iar primăria a expertizat până acum 30. Dintre acestea, 3 au nevoie de lucrări urgente, obor, Lujerului și podul Băneasa, care s-ar putea transforma în șantiere anul viitor. Autostrada Sibiu-Pitești ar putea fi dată în folosință înainte de termenul stabilit în contract. Va fi de altfel prima autostradă cu tunel construită în România post-decembristă. Premierul României a fost în inspecție alături de ministrul transporturilor pe cea de-a 4-a secțiune a autostrăzii dintre Ticveni și Curtea de Argeș. Premierul Marcel Ciolacu și ministrul transporturilor Sorin Grindeanu au mers să verifice stadiul lucrărilor. Acestea sunt spectaculoase, deoarece se construiește primul tunel de autostradă din România post-decembristă, care va avea 1350 de metri lungime. Nu este o lucrare întinsă, dar foarte dificilă. Este evident că deja constructorul este în avans cu lucrările și aș dori să-i felicit. Sunt ferm convins că dacă am fi fost în Schengen, ați fi fost și mai în avans. În ultimele luni, sute de milioane de lei de la fondul de rezervă au mers către Ministerul Transporturilor. Sunt bani necesari pentru plățile de pe șantierele aflate în lucru, spune Marcel Ciolacu. Nu va exista să nu avem bani pentru infrastructuri. La rândul său, Sorin Grindeanu a declarat că, deși tronsonul are termen de finalizare pentru 2027, se așteaptă ca lucrările să fie finalizate mai devreme. Lucrurile înaintează foarte, foarte bine. Sunt undeva pe la 55% ca progres. Au mers în acest an foarte bine, ceea ce ne face optimiști pentru anul viitor, că ar putea termina, dacă nu tot, măcar tronsoane din acest traseu de 30 de kilometri. Așa că sunt șanse mari să circulăm chiar din 2025 pe încă 40 de kilometri de autostradă de la Pitești la Ticveni. Pentru a face posibil acest lucru, constructorii au angajat mai multă forță de muncă pe șantiere. Printre noi muncitori se află și Ioan Geiger, un român care a lucrat în Norvegia, iar acum s-a întors în țară. Mai bine în România decât acolo? Mult mai bine. Dacă relativ salariul e ok. Așa? Suntem foarte bine în România. La tunele. Am 17 ani de când lucrez în tunele. Și acum ați venit aici? Da. Cum e lucrul la tunelul ăsta? E bine, e un puțin complicat, e un tunel diferit. Lucrările au fost deja întârziate mai bine de 2 ani de numeroase contestații. Nutul 4 la autostrăzii Sibiu-Pitești are o lungime de aproape 10 km. Pe lângă tunel vor fi construite și 12 poduri și pasaje.
Record mondial în Argentina pentru cei mai mulți oameni îmbrăcați în costumul lui Spider-Man. Peste 1000 de oameni de toate vârstele au venit la Buenos Aires pentru a bate recordul. Omul păianjen este unul dintre cei mai îndrăgiți supereroi Marvel, creat în 1962. Întâlnirea a fost organizată de un influencer argentinian pe Instagram cu scopul de a concura și depăși un eveniment din iunie desfășurat în Malaysia. Acolo 685 de oameni s-au îmbrăcat în Spider-Man. Nada, para posar un poco a esta comunidad hermosa que hay acá y sabiendo nosotros que somos argentinos, tenemos que romper récord en todo el mundo. Y no nos iba a faltar el récord de ser los mejores Spider-Man. În timpul evenimentului, fanii Spider-Man îmbrăcați ca celebrul supererou creat de Stan Lee au cântat și s-au bucurat de întâlnirea inedită. Y Spider-Man es un sentimiento, porque como dice el propiamente Stan Lee, cualquiera se puede poner la máscara. Nu contează vârsta, Spider-Man este cel mai iubit supererou. Acest bărbat spune chiar că se simte mai puternic în ținuta lui Spider-Man. Mi vida significa mucha personalidad, porque yo sin la máscara, la verdad que me da, soy muy vergonzoso y me da mucha libertad para poder opinar y... La Argentina tiene el récord Guinness por la mayor juntada de Spider-Man en el planeta Tierra y todo gracias a estos locos divinos. Guinness World Records nu a registrat încă adunarea, iar organizatorii le-au cerut participanților să furnizeze semnături și fotografii ca dovezi și documentație. Un personaj celebru în cultura populară americană și internațională, Spider-Man este în distribuția numeroase benzi desenate, emisiuni de televiziune, jocuri video și numai puțin de 8 filme. Cel mai recent, Spider-Man Niciun drum spre casă a avut în casă record de aproape 2 miliarde de dolari. Un cerb a fost clientul surpriză la un restaurant din Wisconsin. Animalul avea probabil o țintă fixă, mâncarea din bucătărie. Cerbul mai tânăr a intrat pe ușa restaurantului și a creat panică printre cei care luau masa liniștiți. În imagini se vede cum oamenii se sperie și fug din calea animalului, care părea dezorientat. La scurt timp a ieșit rapid pe ușa din spate, gonit de un angajat. Locul a fost închis temporar. Din fericire, nimeni nu a fost rănit și mai toată lumea a glumit în cele din urmă în legătură cu vizita neașteptată. Iar de la sport trecem la meteo, așa că haideți să vedem cum va fi vremea în perioada următoare. Vremea va fi frumoasă în estul, sud-estul și nordul extrem al Europei. În restul continentului, atmosfera va fi închisă și apar precipitații. În zonele de munte vor fi ploi, lapoviță și nisori, iar în restul zonelor va ploua. O să bată vântul în vest, sud, nord și în centru. Temperaturile mai scad ușor în partea central-estică. Astăzi, în țara noastră, vom avea o vreme deosebit de caldă, cu temperaturi maxime cuprinse între 20 și 29 de grade. Se va nora treptat dinspre vestul țării și vor fi ploi de scurtă durată în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania. În vest, în est și la munte, vântul va avea viteze de 50-60 de km pe oră. Mâine, valorile termice încep să scadă în toată țara. Vom avea temperaturi maxime ce se vor încadra între 11 și 25 de grade. Va ploua în Banat, Crișana, Transilvania, Oltenia și Moldova. Izolat se vor strânge cantități mari de apă. În vest, în est și la munte, vântul va fi puternic. Joi continuă să se răcească în sud și sud-est, în timp ce în restul regiunilor nu se modifică semnificativ. Va mai ploua slab în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Carpați meridional și de curbură. Temperaturile maxime se vor situa între 12 și 19 grade. Dimineața și noaptea pe văi și în depresiuni se va lăsa ceață. În capitală, vremea se menține caldă și vor fi în jur de 26 de grade. De mâine începe să se răcorească și vom avea o temperatură maximă de cel mult 23 de grade, iar vântul o să agite atmosfera. Joi, temperatura se va apropia de normalul acestei perioade. Vor fi în jur de 15 grade. Va fi norat și va ploua slab. La munte, vremea va fi neobișnuit de caldă pentru sfârșit de octombrie. Se va nora treptat în masivele vestice și va ploua pe arii extinse. Izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate de 15-20 de litri pe metrul pătrat. Vântul va avea intensificări temporare. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar nu plecați, revenim imediat. Un angajat al ambasadei Franței la București a murit în Munții Bucegi. Bărbatul a plecat sâmbătă din București în drumeție și de atunci nu s-a mai știut nimic de el. Salvamontiștii și jandarmii montanieri l-au căutat. Iulia Ghervan are detalii. Iulia, bună ziua! Te ascultăm!
Bun găsit! Cetățeanul francez în vârstă de 58 de ani era angajatul ambasadei Franței la București și cunoștea foarte bine muntele. De asemenea, bărbatul avea o condiție fizică foarte bună și nu era pentru prima dată când mergea pe munte în țara noastră. El a plecat sâmbătă din București și dorea să parcurgă mai multe trasee. La Vârful Omul, Babele, la Cabana Caraiman și Cabana Piatra Arsă. Prietenii acestui s-au alarmat când nu au mai reușit să dea de acesta. Salvamontiștii din Prahova au postat pe pagina lor de socializare și semnalmentele bărbatului și au pornit imediat în căutarea lui. Din nefericire a venit și această informație, a fost găsit însă francezul și-a pierdut viața. Chiar în aceste momente, salvamontiștii încearcă să recupereze trupul și să îl aducă la bază. Tot ei sunt cei care avertizează că pe munte condițiile meteo sunt nefavorabile, vorbim despre ceață și vânt. Atât de aici, la revedere! Mulțumesc, Iulia. Captură record de droguri, 10 kg de heroină și 4 de cocaină au fost găsite în bordul unei mașini. Procurorii Dicot au organizat un flagrant și i-au prins pe traficanți în vamă. Stupefiantele valorează aproape 900.000 de euro pe Piața Neagră. Șeful grupării, un albanez, șoferița, o femeie din Muntenegru și un român au fost arestați pentru 30 de zile. Un albanez ar fi format grupul infracțional în perioada mai-octombrie 2023. Procurorii Dicot aveau informații că în țară urmează să intre o cantitate mare de droguri. Au organizat un flagrant și au descoperit drogurile la vamă, într-o mașină. 10 kg de heroină și 4 de cocaină erau ascunse în bord. Vorbim despre o puritate la cele două tipuri de droguri, la această rețea de traficanți, o puritate care se ridică la peste 85%. Nu spun întâmplător lucrul ăsta, deoarece această cantitate, având în vedere puritatea, se amestecă cu adjuvanți și dintr-un kilogram se fac 3, deci mergem undeva aproape către 40 sau în jur de 40 de kilograme de droguri bune de vândut. Drogurile ar fi fost cumpărate de cetățeanul albanez. Mașina era condusă de o femeie din Muntenegru. Drogurile urmă să fie preluate în scopul comercializării de către un cetățean român care s-ar fi deplasat cu un scooter și ar fi realizat exportarea autoturismului. Experții antidrog spun că traficanții care voiau să vândă drogurile în București și în Ilfov aveau un plan clar. Cocaina, în special în zona High Life și în zona cluburilor, pentru că vorbim despre un drog care costă în jur de 100 de euro gramul și heroina, de asemenea, un drog ceva mai ieftin, în jur de 50 de euro per gram. Mafia albaneză este cunoscută pentru traficul internațional de droguri. Dealerii găsesc mereu locuri inedite în care să-și ascundă marfa. Se fac anumite compartimente cunoscute cu denumirea de zule, în anumite părți componente, ca să nu bată la ochi. Am avut cazuri în zona schimbătorului de viteză, în roata de rezervă, în rezervor, chiar în aripi, în părți componente, am avut la baterie, în filtre. Deci, practic, oriunde exista posibilitatea unui spațiu care poate fi amenajat sub o formă sau alta. Cei trei au fost arestați preventiv pentru trafic de droguri de mare risc. Acțiunea a fost una de o importanță deosebită prin prisma faptului că destinatarii drogurilor ar fi fost membri unei rețele de traficanți de droguri de mare risc specializați în distribuția de heroină, ce și-ar fi desfășurat activitatea în municipiul București și în județul Ilfov. Una dintre aceste persoane implicate este un bărbat care ar fi alimentat piața ilegală de heroină și ar fi avut o metodă de distribuție deosebit de ermetică. Liderul grupării, bărbatul de origine albaneză, nu le este necunoscut autorităților române. În ianuarie, el a fost trimis în judecată de Dicot, tot pentru trafic de droguri de mare risc. Drumurile care urmează să fie modernizate s-au transformat într-un adevărat coșmar pentru câțiva locuitori din județul Suceava. Oamenii au observat de la o zi la alta cum constructorii ridică trotuarele cu mult peste nivelul proprietăților, astfel că nu mai pot ieși din curs cu mașinile. Se întâmplă în localitatea Stroiești din județul Suceava. Adrian Negru știe mai multe. Adi, bună ziua! Te ascultăm! Bun găsit! Oamenii de aici sunt revoltați pentru că odată cu modernizarea drumului au rămas captivi în propriile gospodării. Pe unele locații de drum trotuarele au fost înălțate și cu un metru față de starea inițială, astfel că oamenii trebuie să găsească acum soluții să iasă din curți. Evident că dau vina pe constructorii, însă pare că nu se mai poate face nimic deoarece proiectul a fost aprobat. Vorbim de reabilitarea drumului județean 209, de care traversează localitatea Stroiești și care face parte din
din lotul 2 al axei rutiere strategice Suceava-Iași, care leagă 4 localități și care se întinde pe aproximativ 30 de kilometri. Valoarea întregii lucrări depășește 85 de milioane de lei, bani pe care îi suportă Consiliul Județean Suceava. Această lucrare ar trebui să fie finalizată în cursul anului următor. Ce spun oamenii, autoritățile, dar și cum se rezolvă această problemă, aflați diseară în jurnalul Focus de la ora 18. Mulțumesc, Adrian. Cel mai bătrân erou de război din România a murit la vârsta de 108 ani. Constantin Năstase a luptat în cel de-al doilea război mondial, când a mărșăluit până la Stalingrad și înapoi. A fost unul dintre cei mai longevivi generali major din lume. După terminarea războiului, până la pensie, a fost profesor. Vă prezentăm ultimul interviu pe care fostul general l-a acordat unei televiziuni din România. Am făcut armată la cataramă pentru că zângănea armele pentru începerea celui de-al doilea război mondial. Cel mai longeviv erou al armatei române s-a stins din viață la onorabila vârstă de 108 ani. În ultimul interviu nu părea că a trecut prin viață mai mult de un secol. Constantin Năstase și aducea aminte de tinerețe de parcă totul s-ar fi întâmplat ieri. Ca comandant de pluton, un pluton înarmat cu mitraliere antiaeriene. Adică eu făceam paza antiaeriană. Povestea sa este incredibilă. S-a născut în timpul primului război mondial în anul 1915 și a luptat în cel de-al doilea război în cele mai grele bătării ca ofițer al armatei române. Generalul erou a participat la campania din Est de la început din iunie 1941 și până la întoarcerea în țară în 1944. A luptat în bătălia pentru Odessa și în confruntarea de la Cotul Domnului. În sfârșit am ajuns la Cotul Domnului acolo. Ne-a repartizat zona. A scăpat cu viața din cumplitul război și a mărșăluit mii de kilometri prin nesfârșita stepă din Rusia la temperaturi de minus 40 de grade Celsius. 75 de zile a durat drumul de întoarcere spre casă. Bolnav și într-o stare de epuizare extremă a fost internat de urgență la Spitalul Militar din Craiova. Și a mers pe jos. Marginea șanțului era și dormitor și bucătărie și loc de odihnă. După război, Constantin Năstase a fost profesor de matematică și fizică. A înființat și muzeul Cula Racoviță, un loc de care s-a ocupat după ce s-a pensionat și de care a rămas foarte atașat până în ultimele clipe ale vieții. După moartea sa, numele îi rămâne în istorie, iar povestea vieții pe pereții propriului muzeu. Mergem acum în platoul exclusiv VIP, acolo unde Cristi Brancu vă așteaptă începând cu ora 16 și haideți să vedem ce surprize ne-a pregătit. Cristi, bună ziua! Ce vedem astăzi la tine în emisiune? Văd că ești foarte costumat. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Chiar acum ne pregătim pentru că, iată, Halloween-ul bate la ușă. Așadar, într-un decor cu totul și cu totul scary, cu vedete care nu sunt scary, dar care au foarte multe mistere. O să vorbim astăzi în platou cu Ovidiu Lipan Săndărică, cu Iana Novac. O să fie și Udi, o să fie și Mihai Nae. O să avem o transmisiune specială cu maestrul Rotariu, care ne povestește despre fata lui. Vom avea multe, multe surprize. În bucătărie se va găti ceva de Halloween. Toți dovlecii sunt la noi. Ediție specială plus un interviu cu multe lacrimi, cum ar trebui să fie de Halloween. Gata, Livia, legătura la tine. Mulțumesc, Cristi, suntem cu ochii pe voi. Mergem mai departe, acum record mondial în Argentina pentru cei mai mulți oameni îmbrăcați în costumul lui Spider-Man. Peste 1000 de oameni de toate vârstele au venit la Buenos Aires pentru a bate recordul. Omul Păianjen este unul dintre cei mai îndrăgiți supereroi Marvel, creat în 1962. Întâlnirea a fost organizată de un influencer argentinian pe Instagram cu scopul de a concura și depăși un eveniment din iunie desfășurat în Malaysia. Acolo 685 de oameni s-au îmbrăcat în Spider-Man. Na, para posar un poco a esta comunidad hermosa que acá y sabiendo nosotros que somos argentinos, tenemos que romper récord en todo el mundo. Y no nos iba a faltar el récord de ser los mejores Spider-Man. În timpul evenimentului, fanii Spider-Man îmbrăcați ca celebrul supererou creat de Stan Lee au cântat și s-au bucurat de întâlnirea inedită. Y Spider-Man es un sentimiento, porque como dice el propiamente Stan Lee, cualquiera se puede poner la máscara.
Nu contează vârsta, Spider-Man este cel mai iubit supererou. Acest bărbat spune chiar că se simte mai puternic în ținuta lui Spider-Man. Mi vida significa mucha personalidad, porque yo sin la máscara, la verdad que me da, soy muy vergonzoso y me da mucho, mucha libertad para poder opinar y... La Argentina tiene el récord Guinness por la mayor juntada de Spider-Man en el planeta Tierra y todo gracias a estos locos divinos. Guinness World Records nu a registrat încă adunarea, iar organizatorii le-au cerut participanților să furnizeze semnături și fotografii ca dovezi și documentație. Un personaj celebru în cultura populară americană și internațională, Spider-Man este în distribuția în numeroase benzi desenate, emisiuni de televiziune, jocuri video și numai puțin de 8 filme. Cel mai recent, Spider-Man Niciun drum spre casă a avut în casă record de aproape 2 miliarde de dolari. Și dacă o parte a lumii sărbătorește, o alta este în suferință. Acum este timpul pentru război, spune premierul israelian Benjamin Netanyahu. Armata sa atacă din toate părțile fâșia Gaza, în ciuda apelurilor internaționale de a permite ajutoarelor umanitare să pătrundă în enclavă. Sunt tensiuni în creștere în zonă și Ciprian Aron urmărește evenimentele. Ciprian, bună ziua! Crezi că se mai poate pune problema de o încetare a focului în acest moment? Bună ziua, Lidia, bine v-am găsit pe toți. E foarte complicat să se întrerupă focul asta, dat fiind faptul că, așa cum spunea și premierul Netanyahu, premierul israelian, asta ar însemna practic o cedare în fața Hamas. De altfel, inclusiv președintele Statelor Unite, Joe Biden, spunea că nu pledează pentru o încetare a focului în fâșia Gaza. Sigur, se vorbește despre apărarea pe cât posibil a civililor, să nu existe, iată, victime civile, dar în acest moment, cel puțin proiecția militară a celor de la Tel Aviv e clar stabilită, acela de a destructura mișcarea teroristă Hamas. O să comentăm pe larg acest subiect alături de invitații mei din prima oră, Mihai Fifor, fost ministru al apărării, Dan Leoreanu, președintele Comisiei de Apărare a Camerei Deputaților, Bogdan Ciucă, vicepreședinte PUSL, fost președinte al Comisiei Juridice a Camerei Deputaților și jurnalistul Florin Otrocol. Sunt foarte curios cum văd oamenii din care au avut tangență cu zona apărării, cât de mult se poate escalada într-un astfel de conflict. O să trecem apoi în ora 2 de Prima News de la 17 să discutăm despre ce fac partidele de opoziție în acest moment. Am văzut că cei de la Forța Dreptei au lansat apelul pentru constituirea unui pol de centru-dreapta care să mai cuprindă USR și PMP. O să discutăm despre acest lucru cu politologul Claudiu Marian, după care o să stăm de vorbă cu partea cealaltă a opoziției. O să-l avem invitat pe președintele AUR, George Simion, asta în a doua oră de Prima News. Așadar, astea sunt subiectele pe care le propunem astăzi. O ediție pe care nu trebuie să o ratați. Ciprian Aron, îți mulțumesc. Noi luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar nu plecați. Revenim imediat. Drumul Apusenilor, unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură, a fost inaugurat. Are o lungime de 56 de kilometri și face legătura între defileul Crișul Repede și Țara Beiușului. Doamnelor, domnilor, focul se încheie aici, dar știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Rămâneți pe Prima TV pentru că de la ora 16, Cristi Brancu are invitat surpriză la Exclusiv VIP, iar de la ora 18, colega mea, Andreea Bereclanu, vă așteaptă cu principalul jurnal al zilei. O după-amiază cât mai frumoasă să aveți. La revedere!